Pasul 2. Sunteți pregătiți pentru pasul 2. A înțeles toată lumea pasul 1? Rodica zice, doresc metoda. Draga mea, acum predau pașii metodei. Fiți atenți că acum explic care este metoda în mare, atât cât îmi permite timpul. Pe mai departe, dacă vă doriți să înțelegeți cum aplicați metoda și cum ajungeți să câștigați peste 3.000 de euro pe lună din asta, discutăm despre cum o să putem să, cum o să selectez pe aceia pe care o să-i duc la rezultatele astea. Vorbim imediat și despre asta. Da? O să aleg unul dintre voi pe care o să-i duc la peste 3.000 de euro pe lună din a fi coach pe manifestare, ca și mine. Deci, are sens. Trauma ta manifestă pentru tine inconștient. Pasul 2. Iubirea de sine. O persoană care nu se iubește pe sine, nu se iubește pe sine pentru că, 1. Nu se place pe sine, 2. Crede despre sine că... Hai să vă întreb pe voi, cum stați cu iubirea de sine? Cum stai cu iubirea de sine? Cum e pentru voi? Iubirea de sine. Vă iubiți pe voi sau nu? Vă zic eu, dacă te lași pe tine pe locul 2, dacă nu investești în tine, dacă ești zgârcit cu tine, dacă nu-ți pasă de tine, dacă nu te alegi pe tine, dacă te respingi pe tine, dacă te abandonezi pe tine, dacă îți vorbești urât, nu te iubești pe tine. Cum știm că iubim pe cineva? Cum tratăm pe cineva pe care îl iubim? Ziceți voi, cum tratați persoanele pe care le iubiți? Cum tratați o persoană pe care o iubiți? Stați cu ea, vă pasă de ea, îi vorbiți frumos, o ascultați, o îmbrățișați, vreți să petreceți timp cu ea, nu o abandonați, nu o respingeți. Faceți toate aceste lucruri pentru această persoană. Ei bine, iată că pentru noi nu avem o relație de iubire de sine, ci mai mult de ură de sine. Da? Adică tu te tratezi ca și cum ești o persoană de non-valoare pentru tine. E așa sau nu e așa? De ce? Pentru că îți lipsește iubirea de sine. De ce îți lipsește iubirea de sine? E o problemă la tine? Nu. Îți lipsește iubirea de sine pentru că ți-ai pierdut-o în urma traumelor din copilărie. Traumele tale din copilărie te-au făcut să nu-ți mai placă de tine, să ai gânduri critice despre tine, să crezi că nu valorezi, că nu meriți, că nu contezi, că nu ești important, că nu ești destul de bun. Din cauza felului cum te-au tratat alții la începutul vieții tale, când tu ai fost programat. Și atunci pasul 2 ca să manifestăm ceva este să ne iubim pe noi. De ce? Pentru că poate să vină ceva bun în viața ta și tu să nu te schizi inima să primești. Câți dintre voi nu ați adus în viața voastră oameni buni care v-au oferit iubirea și după aia ați sabotat acea relație din frici? Hai să vedem cine se regăsește aici. Câți dintre voi ați fost față în față cu oportunități, cum este asta? Și unii dintre voi v-ați refuzat aceste oportunități și le-ați lăsat să treacă pe lângă voi pentru că n-ați crezut că sunteți destul de buni să le meritați. Gândește-te numai la faptul că ți-am zis, tu nu faci asta, deși ești poate făcut pentru asta, partea asta de coaching, de a ajuta oamenii. De ce? Pentru că crezi cele mai rele lucruri despre tine. Că nu e faină vocea ta, că nu ești în stare, că e rușine, că cine ar asculta de tine, că nu meriți, că nu valorezi, că cum să ajung eu la 3.000 pe lună, dar cine mă cred eu să nu știu ce, dar cine ar veni. Deci tot acest dialog interior care este dezastros e relația ta cu tine actuală. Și atunci noi cum o să manifestăm, dragilor, în viața noastră iubirea, relația ideală, câteva mii de euro pe lună, un job ușor, dacă tu în sinea ta